Ședința Biroului Permanent al Partidului România Mare a avut loc la București la sfârșitul lunii noiembrie. Stadiul desfășurării adunărilor județene de dare de seamă și alegeri, validarea birourilor executive și a consiliilor județene alese, completarea locurilor vacante din biroul permanent sunt doar câteva puncte de pe ordinea de zi a întrunirii. Cel mai important aspect care vizează Partidul România Mare este acela că instanța a dat câștig de cauză lui Vadim Tudor în procesul privind Congresul de la Alba Iulia, eliminând astfel orice dubiu că funcția de președinte nu-i aparține. În data de 26 noiembrie, la Tribunalul București s-a judecat procesul în care președintele Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a contestat Congresul nestatutar care a avut loc la Alba Iulia și unde, practic, s-au prezentat un număr mic de membri PRM, unii chiar excluși din partid datorită nerespectării statutului. La acest termen, instanța a dat câștig de cauză domnului președinte Corneliu Vadim Tudor și a hotărât că acel congres a fost s-a desfășurat în condiții nestatutare. Cu alte cuvinte, președintele Partidului România Mare este domnul Corneliu Vadim Tudor. De asemenea, reprezentanții PRM din teritoriu au avut de trimis la București semnături pentru reînscrierea partidului la Tribunalul București, semnături necesare participării la confruntările electorale de anul viitor. Pe data de 6 decembrie se va încheia procesul de strângere de semnături necesare reînscrierii partidului în confruntările electorale din anul 2014, respectiv alegerile europarlamentare și prezidențiale, Suceava a strâns un număr de peste 1300 de semnături. De la biroul central al partidului, ni s-a cerut un număr de 700 de semnături, dar Suceava a trimis un număr mai mare de semnături datorită dorinței membrilor partidului de a trimite cât mai multe semnături la, la București pentru reînscriere. Și pentru că anul viitor au loc alegerile europarlamentare, Partidul România Mare, filiala Suceava, și-a analizat atent posibilii candidați prin criterii foarte stricte. Partidul România Mare Suceava și-a stabilit clar criteriile de evaluare a candidaților care vor reprezenta partidul la aceste alegeri, urmând ca într-un timp foarte scurt să facem cunoscut numele celor care ne vor reprezenta. Avem în vedere câteva persoane valoroase, iar după ședința biroului executiv o să facem public persoanele desemnate. Precizăm că președintele PRM Suceava, Saveta Ionesi, a fost aleasă în echipa de lucru a președintelui Vadim Tudor la ședința biroului permanent. Din zona Moldovei, în această echipă sunt doar doi membri, câte unul de la Suceava și de la Botoșani.